Binecuvântat să fie Domnul! V-aș invita să ne ridicăm picioare și înainte să începem să cântăm, să ne închinăm, să ne întoarcem în stânga și în dreapta, să avem un cuvânt de salut, de binecuvântare pentru cel de lângă dumneavoastră, să-i doriți un timp plăcut în casa lui Dumnezeu. Iată ce dulce și ce plăcut este ca frații să locuiască împreună. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Soon.
și vrem ca prezența Lui să ne cuprinde inimile la fiecare în parte. De aceea avem nevoie de ajutorul Lui, de binecuvântarea Lui și vă invit să plecăm capetele și să ne rugăm Dumnezeu. Doamne Tată care ești în cerul, în seara asta venim înaintea Ta. Și vrem ca numele Tău să fie binecuvântat. Vrem, Doamne, ca după masa aceasta să ne întâlnim cu Tine prin cântare, prin mesaj. Și vrem așa de mult ca inimile noastre să se înalțe în laude la adresa Ta. Te rog, binecuvintează tot ce se va face. Binecuvintează corul. Binecuvintează mesagerii Tăi. Și lasă ca peste toate numele Tău să fie glorificat. Amin. În numele Domnului Iisus m-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În seara aceasta, după cum vedeți foarte bine în stânga mea, ne bucurăm să avem un cor de tineri din Cluj și nu numai, cor care ne va chema împreună cu ei să lăudăm pe Dumnezeu. De aceea le spunem bun venit, sunt cred că și din Arad, pe prietenul nostru, fratele Adi, și din alte locuri, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dacă vă aduceți aminte, luni, în biserica noastră a avut loc un alt concert creștin, cântat de francezi, dirijorul acelui cor, după masa aceasta este și dirijorul corului de tineri. Așa că ne bucurăm încă o dată să fim împreună cu fratele dirijor și cu ceilalți. Vă spunem bun venit la închinare și așteptăm să ne conduceți în închinare prin cântare. Frate Dani, de acum încolo, microfonul e la dumneavoastră. Thank you.
vântului șoapte și a munților cântec din înalt. Și stropii de ploaie ce ne cântă mereu cu mii de melodii. Și freamătul naturii ce vestește zi de zi măreția sa. Tot ce are suflare cântă Creatorului slăvit. Însă cântecul plăcut este cântecul salvării dintr-un suflet mântuit. Ce înalță laude este cântecul născut dintr-o inimă iertată. Este tot ce pot să aduc, este cântecul plăcut ce El va primi. Al îngerilor cântec ce declară în cer sfințenia Domnului. Cerești, umplu cerul întreg de glorie. Aleluia, aleluia. Chiar și cerul stă-ntă cere când un suflet mântuit a fost salvat. Și îngerii ascultă al salvării cântec, am fost mântuit. Însă cântecul plăcut este cântecul salvării dintr-un suflet mântuit ce înalță laude. Este cântecul născut dintr-o inimă iertată. Este tot ce pot să aduc, este cântecul plăcut ce El va primi. Nu doar cântece alese îl fac să ne asculte, și nu doar vorbe puse în versuri îi vor face lui plăcere. Însă cel eliberat va cânta al libertății cânte. Ce înalță laude este cântecul născut dintr-o inimă iertată. Este tot ce pot să aduc, este cântecul plăcut ce El va primi. Sfânt e, sfânt e, sfânt este El, aleluia! Sfânt e, sfânt e, aleluia! Dumnezeu este sfânt. Slăvit să fie Domnul. Amin. Haideți să mai spunem o dată cu mai multe convingere. Slăvit să fie Domnul. Amin. Este o mare bucurie pentru noi să fim în mijlocul dumneavoastră și dacă îmi permiteți în câteva cuvinte am să vă explic despre ce este vorba. Suntem într-adevăr veniți de la Cluj, însă ne-am adunat la Cluj din multe locuri.
Suntem la Cluj foarte mulți studenți, un oraș universitar cu 120.000 de studenți, în care până nu de mult s-a făcut destul de puțină lucrare în direcția aceasta studenților și a tinerilor care sunt în orașul nostru. Așa că Dumnezeu ne-a pus pe inimă să facem puțin mai mult, pentru că Dumnezeu ne-a dat resurse, ne-a dat tineri veniți din foarte multe locuri din țară, din multe biserici, toți dornici de implicare în lucrarea lui Dumnezeu, cu multă energie, cu multe resurse. Dumnezeu i-a trimis la Cluj. Și odată veniți la Cluj, mulți dintre ei, chiar de aici, dintre dumneavoastră, au avut dorința să lucreze pentru Dumnezeu. Și ceea ce am făcut noi prin acest proiect, acest cor care se cheamă Sing Gloria, a fost să ne unim forțele, mai mulți tineri, să ne punem energia și resursele împreună ca să putem face o lucrare pentru slava lui Dumnezeu. Să-L glorificăm pe Dumnezeu și totodată să facem ca vestea cea bună a mântuirii să ajungă la multe suflete care nu obișnuiesc să vină la biserică. Se întâmplă de multe ori, chemăm pe tineri la evanghelizări și nu reușim întotdeauna să îi aducem, nu întotdeauna reușesc să vină în casa Domnului. Însă atunci când noi ne ducem în afara bisericii și închiriem un cinematograf sau o casă de cultură și ne implicăm și avem acolo un concert de genul a ceea ce vedeți în seara aceasta, lor le este mult mai accesibil și sunt mult mai dornici să vină. De aceea am spus, haideți o dată pe an sau de două ori pe an să ne strângem toate corurile din zonă sau din țară și să avem acest eveniment. Astfel că anul trecut am avut un concert, un concert mare, au fost un cor de 330 de persoane la Cluj și anul acesta iarăși un cor de peste 250 tineri veniți din mai multe localități din țară. Și la Cluj, sub acest nume care l-am dat, Sing Gloria, adică cântăm gloria lui Dumnezeu, am făcut această lucrare. A fost un concert minunat, un eveniment frumos în care s-au adus mărturii despre vieți transformate, s-a dus mesaj și s-a dus adevărul lui Dumnezeu prin muzică. Și ne bucurăm că putem să facem lucrul acesta. Este o mare bucurie pentru noi ca astăzi să putem împărtăși cu dumneavoastră ceea ce noi am făcut cu două luni în urmă. Și este o mare bucurie să fim la părtășie. Știm că mulți ne sunteți prieteni, părinți, apropiați din familie și este o mare bucurie să fim împreună la această sărbătoare, la această părtășie. Împreună cu noi este un prieten foarte drag de al nostru, se cheamă Tom Grig. Acum nu-l vedeți, dar l-aș ruga frumos să vină aici. Un suflet tânăr care ne-a ajutat foarte mult în lucrarea aceasta. Multe dintre cântece sunt în limba engleză, deoarece am vrut să ne exprimăm și în această limbă, să fie accesibil multora din Cluj. Este împreună cu noi de data aceasta, știu că v-a vizitat și săptămâna trecută cu un cor bărbătesc care a cântat aici. S-a terminat acel turneu și dânsul a început altul. Este foarte harnic, foarte tânăr, foarte plin de viață, Domnul să-l binecuvinteze. Și unul dintre scopurile pentru care dânsul a venit în România este pentru că a dorit ca și părinții lui să poată să vadă România și lucrarea pe care o face aici în România. Părinții lui sunt împreună cu noi, aș ruga frumos să se ridice și aș vrea să felicitați doi tineri căsătoriți acum 65 de ani. Domnul să-i binecuvinteze. A fost o mare bucurie și pentru biserica noastră. Mulțumesc. Împreună cu noi este un alt prieten de-al nostru pe care dumneavoastră probabil că-l cunoașteți, mulți dintre dumneavoastră, Adi Hentea, care o să slujească și cu următoarea cântare. Și după aceea am vrea să ne lăsăm inima în voia cercetării Duhului Sfânt. Ca Duhul Sfânt să se bucure de ceea ce se aude și inimile noastre să fie zidite și întărite de cântare.
dragoste mi-ai arătat. Ce-ai pentru mine și ce mult tu mă iubești. Cum dragostea ta în viața mea o dovedești. Azi vin la tine, Iisuse, cu închinarea mea, cu toată ființa și lauda te-nalță inima pentru dragostea ta. Azi vin la tine, Iisuse, cu închinarea mea, cu toată ființa și lauda te-nalță inima. Azi vin la tine, Iisuse, cu închinarea mea, cu toată ființa și lauda te-nalță inima pentru dragostea ta.
together in the universe. Here we are for better and for worse. Like a mighty river running to the sea. There's such a power when we all agree. And Asia and America, Europe and Australia as well. Black and brown and yellow, red and white we stand hand in hand till the world of love is one. From the start, only he who lies can say we're not. Walls may separate us, keep us far apart, yet we feel united in our heart. We belong together. In Almighty Father, we believe in His only Son, in the Holy Spirit, let me glorify. We believe in Almighty Father.
just how far we've come, thanking God for what He's done. There is a well deep in my heart that overflows.
may think I'm a funny one, but I've been after so many years in pain. My burden.
Asculți cântarea mea.
veacuri. Tată, sunt uimit de gloria ta. Sunt uimit de gloria ta. Ești puternic, ție în mână soarele și luna, ți se închină. Universul-ți cântă gloria, cântă gloria ta. Plin de slavă, al tău nume sfânt și prea-nalt, neschimbat rămâne peste veacuri. Tată, sunt uimit de gloria, sunt uimit de gloria ta. Ți se închină. Cântă gloria ta. Tot ce ai creat te laudă. Îți cântă, cântă, cântă gloria ta. Universul-ți cântă, natura te laudă, slavă ție, aleluia! Cât de trist și pustiu mi-era drumul, și durerea suflet nimeni n-o știa. Chiar de-am vrut să merg înainte fără tine, mă ascundeam atunci când tu mă căutai. Am aflat atunci de o mare îndurare, de iubirea ta arătată la Calvar. Ai murit plătind-a mea iertare. Cum să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat? Pașii mei atunci când rătăcesc, când mă-ntorc, tu mă primești cu brațe întinse. Mă ascult când strig și lacrima o ștergi. Neclintit rămâi cu mine,
drag Iisuse, scut îmi ești și prieten bun oricând. Eu nu mă tem să merg înainte prin furtună. Când mi-e greu, sunt ocrotit în mâna ta. Sunt frumoasele cântărilor, dincolo de ingeniozitatea unor armonii deosebite, dincolo de notele înalte și de variantele frumoase cântări, m-a uimit altceva. Săptămâna aceasta spuneam că am făcut cunoștință cu o persoană, lunea trecută, care ne-a vizitat împreună cu un cor bărbătesc din Franța. Au cântat diferite stiluri, clasic, spiritual și altele. Și l-am revăzut astăzi. Însă vreau să vă spun ceva din culise. M-am uitat la felul fratelui Don de a trăi. Că e vorba de clasic, că e vorba de spiritual, că e vorba de altceva. Și am văzut o pasiune de a lăuda pe Dumnezeu, indiferent de notă muzicală, indiferent de stil. Și vezi ce e asta, dirijor. Vă mai spun ceva din cămară. Vorbeam cu fratele Adi Tămaș, păstor în Biserica Betel. Și schimbând două, trei vorbe, am ajuns la o discuție despre oameni și vorbeam despre fratele Don. Cam ce vârstă îi dați tânărului frate Don? Fără vârstă, spune sora Marcela. 60 de ani. Și la 60 de ani, plin de încântare, plin de pasiune, transformă orice notă muzicală într-o laudă la adresa lui Dumnezeu. Și mi-a dat seama că nu e o problemă de gen, nu e o problemă de notă muzicală, e o problemă de inimă când te închini înaintea lui Dumnezeu. Dacă inima ta e plină de prezența lui Hristos, dacă inima ta vibrează de încântare de a trăi pentru El, atunci poți transforma orice muzică într-o laudă la adresa lui Dumnezeu. Și aș vrea, în cele ce urmează, noi să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu ca biserică împreună, cântând o cântare frumoasă. Unde fratele Dani? Dani, hai aici. Lumina lumii, prezență divină. Vreau să mă închin înaintea ta. Și în acest timp
facem două lucruri. Ne închinăm Domnului cu gurile noastre, dar și cu buzunarele noastre. Ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. După care, fratele Adi Tămaș, păstor în Biserica Betel, va duce cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Haideți să ne ridicăm. Lumina lumii, prezența divină, ajută-mă să înțeleg cât de frumos m-ai creat pentru tine, speranță mi-ai dăruit. Lumina lumii, prezența divină, lumina lumii, prezența divină, ajută-mă să înțeleg cât de frumos n-ai creat pentru tine, speranță mi-ai dăruit. Rege etern, ce domnești! Rege etern, ce domnești sus în cer, la dreapta lui Dumnezeu, în umilință venit ai în lume, prin dragoste te-ai jertfit. În Sfânta Scriptură, în Epistola pentru Evrei, capitolul 12, și vom citi primele trei versete. Evrei, capitolul 12, primele trei versete. Aș vrea ca primul verset să-l citim împreună, ca și biserică, cu voce tare. Așa că vă rog să deschideți Biblia împreună cu mine, sau dacă e afișat aici, și vreau să rostim împreună și versetul 2 și 3, am să-l citesc doar eu. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine,
pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Îți mulțumim frumos, Tată drag, pentru că în alergarea care ne stă înainte, ești alături de noi. Îți mulțumim frumos pentru că ne iei în brațele tale. Îți mulțumim frumos pentru că ești Cel care ne ghidezi și Cel care ne conduci. Și îți mulțumesc frumos pentru că, mai presus de orice, ești exemplul nostru al fiecăruia dintre noi în parte. Rău frumos în momentele care urmează să cobori printre noi, Doamne, și să te atingi de inimile noastre. Tu știi cel mai bine de ceea ce avem nevoie fiecare, de aceea te rog frumos ca Tu să fii Cel care să vorbești sufletelor noastre, Doamne. Și aș dori să spunem, Doamne, ca și robul Tău odinioară, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Ne bucurăm să fim împreună în această seară la închinare. Mi-amintesc cu drag un moment în care, în urmă cu posibil 2 ani de zile, am fost în biserica dumneavoastră la o seară de tineri. Fratele Radu m-a invitat și m-a bucurat să fiu aici împreună cu grupul Shema. M-a bucurat să văd fețe pe care le cunosc și mă bucur să văd și fețe pe care nu le cunosc. Și bucuria mare atunci când vedem fețe pe care nu le cunoaștem este că știm că suntem frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Și chiar dacă nu ne cunoaștem, chiar dacă nu ne-am văzut niciodată, bucuria întâlnirii cu cineva care l-are ca și Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos este ca și bucuria cu care atunci când te întâlnești cu un frate și cu o soră. Și asta se întâmplă, dragii mei, numai când Hristos este Mântuitorul și când Hristos este Domnul vieții cuiva, Hristos este Cel care face astfel de legături, slăvit să fie numele Lui. Textul care stă înaintea noastră, un text arhicunoscut, un text pe care bănuiesc că l-ați auzit, predicat de multe ori, dar cred că din când în când e bine să ne reamintim ceea ce Duhul Sfânt are să ne spună. Cred că din când în când e bine să ne reamintim cine suntem, care e direcția în care mergem, ce trebuie să facem, de ce facem ceea ce trebuie să facem. Câteodată e bine să avem momente în care să ne oprim și să știm de ce mergem și unde mergem. În această seară, cu ajutorul Domnului, aș vrea să intitulez mesajul Alergarea care ne stă înainte. Poate că atunci când te-ai uitat la viața creștină, când te-ai pregătit ca să pleci la drum în viața creștină, ți-ai închipuit că viața îi un sprint sau poate este ceva ce trebuie să dai maximul la început și la un moment dat trebuie să se termine. Învățăm, dragii mei, din cuvântul Scripturii că viața creștină este o cursă de lungă durată, este un maraton. Că viața creștină este asemănată așa de multe ori în Biblie cu activitățile sportive, cu competițiile sportive, dar una dintre cele mai folosite metafore este această metaforă sportivă a alergării. Dați-mi voie să vă dau câteva texte. În 1 Corinteni, capitolul 9, Apostolul Pavel spune așa: eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Galateni 5:7, din nou Apostolul Pavel: voi alergați bine, le spune lor, cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Filipeni 2:16, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Iisus Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 3:13, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și ultimul, dragii mei, este încununarea unei alergări, este finalul vieții Apostolului Pavel, 2 Timotei 4:7. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum,
ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi, dragii mei. Ne uităm la viața noastră și am vrea să spunem și noi ca și Apostolul Pavel, Doamne, ne așteaptă cununa. Și știm că ne așteaptă cununa și ne-ai promis cununa. Dar, dragii mei, cuvântul sfânt al Scripturii ne spune că această cunună este doar la capăt de drum. E doar pentru cei care trec linia de finish. E doar pentru cei care au alergat conform regulilor jocului. E doar pentru cei care au ajuns la capăt de drum. Viața creștină nu e un sprint, nu e o cursă de 100 de metri, nici de 200, nici de 400, nici de 1000. Ce viața creștină, dragii mei, este un maraton. Este un maraton, este o alergare de lungă durată. Mulți vin la Hristos, se așează în bancă și sunt atinși la nivel intelectual de Evanghelia lui Iisus Hristos. Au înțeles ce și cum, au înțeles ce ar trebui să facă, au ajuns să se boteze, să intre în apa botezului, dar niciodată nu au intrat în cursă, niciodată nu au intrat în această alergare. Le place să vină și să fie spectator la ceea ce se întâmplă. Le place să vină și să fie în continuare atinși la nivel emoțional de Evanghelie, la nivel intelectual, să-și primească oarecare liniște și odihnă în prezența Evangheliei, dar niciodată n-au intrat în cursă. Vreau să te întreb, ești unul dintre ei cumva? Ești unul care îți place să vii la biserică ca să poți să fii întărit? Ca să poți să mergi mai apoi în săptămână și să faci ce vrei și să trăiești viața cum vrei și cum îți place? Ai intrat cu adevărat în alergarea aceasta de maraton a vieții de credință? Intrarea în această cursă, în această alergare, începe prin nașterea din nou. Începe prin salvarea prin credință. Alergarea începe atunci când devii credincios cu adevărat. Un credincios care s-a dat pe deplin celui ce l-a chemat în această alergare. Și Duhul Sfânt, dragii mei, este Cel care vine și ne pecetluiește și ne pregătește și ne întărește și ne ridică și ne mână în această alergare. Viața de creștin nu e o viață care să meargă pe pilot automat. Nu e o viață în care stai liniștit la volanul mașinii, ți-ai fixat viteza și zici, du-te înainte. E o alergare, e o osteneală, e o oboseală, e o cursă, e un maraton. Și Apostolul Pavel, stând fața evreilor și înspre finalul epistolei, încearcă să-i învețe și să-i pregătească și îi pregătește pentru această alergare și îi învață de ce pot ca ei să meargă înainte. Pentru că, vedeți dumneavoastră, poate aveți și dumneavoastră exemplu, sau poate la dumneavoastră în biserică nu e așa, poate numai în altele. Poate la dumneavoastră n-ați întâlnit oameni care să vină, să înceapă viața de credință și după scurtă vreme să se oprească și să spună, e prea greu, nu-i pentru mine, nu vreau să mai aud de biserică, nu vreau să mai aud de Iisus Hristos, vreau să mă duc să-mi continui viața așa cum a fost înainte, e prea greu pentru mine. De-a lungul timpului, dragii mei, în biserica lui Iisus Hristos au fost și continuă să fie astfel de oameni care intră în alergare și când dau de ceea ce se întâmplă aici, se opresc și zic, nu mai pot. Și Apostolul Pavel, care cunoaște așa de bine prin Duhul Sfânt ceea ce se întâmpla atunci, ceea ce se întâmplă astăzi, începe să ne învețe și să ne spună care ne sunt resursele, cum putem să alergăm, să mergem înainte în această alergare. Și ascultați cum își construiește Apostolul Pavel aici și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, de ce pot să alerg, de ce pot să merg înainte? Și primul răspuns al Apostolului Pavel este că pot să merg înainte pentru că există un nor imens de martori, pentru că suntem înconjurați de un nor imens de martori. De multe ori, cei care au privit la acest text l-au privit în felul următor. Acest nor mare de martori este undeva așezat în cer și ei, dragii mei, stau și se uită de sus în cer la noi să vadă cum alergăm. Alergăm bine, nu alergăm bine?
Și m-am gândit, oare când o să ajung în cer, oare asta, cu asta o să mă ocup? Ce ziceți dumneavoastră, frați și surori, când o să stai în prezența lui Dumnezeu, când o să stai în prezența lui Iisus Hristos, când o să stai ca și Isaia în fața lui Hristos care șade pe scaunul de domnie al cerului, credeți că o să stăm și o să ne căutăm să vedem oare ce se întâmplă aici jos pe pământ? Oare la asta se referă Apostolul Pavel? Dați-mi voie să spun că eu nu cred treaba asta. Cred că atunci când o să ajungem în cer, o să stăm și o să privim la Iisus Hristos, dragii mei. Cred că ceea ce vrea să ne spună Apostolul Pavel aici este că norul acesta mare de martori care ne înconjoară nu este un nor de martori care se uită înspre noi, ci este un nor de martori la care noi trebuie să ne uităm. Ca niște exemple de oameni care au ajuns la capătul drumului. Ca niște exemple de oameni care ne arată că se poate. Că poți să ajungi la capăt de drum. Că poți să ajungi la linia de finish. Că poți să biruiești. Că se poate. Că nu-i prea greu. Că nu-i imposibil. Că se poate. Și Apostolul Pavel, dragii mei, ia capitolul 11. Și în acest capitol 11 începe să ne prezinte unul după altul oameni care au ajuns la capăt de drum. Oameni care s-au luptat și au biruit și au ajuns la linia de finish. Și, dragii mei, începe și ne vorbește. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia. Prin credință a fost mutat Enoch. Prin credință Noe. Prin credință Avram. Prin credință Sara. Prin credință au murit unii și alții. Prin credință, dragii mei. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, prin credință a fost ascuns Moise, prin credință, dragii mei, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor. Prin credință, dragii mei, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de cu sabia, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, prin credință. Prin credință norul acesta mare de martori stă înaintea noastră ca o mărturie. Ca o mărturie a faptului că se poate. Că poți să ajungi la capăt de drum. Când ne uităm între noi, dragii mei, e așa de bucurie, e așa de mare bucurie să poți să te uiți la oameni care ajung la capăt de drum. Să le vezi credința lor. Să vezi alergarea lor. E așa de important să înțelegem că viața de creștin nu este o viață de cuptor cu microunde. Pentru că trăim într-o epocă a vitezei fenomenale, o epocă în care totul trebuie să desfășoare acum și aici, și aici trebuie să se întâmple toate. Că aici trebuie să avem și acum trebuie să se întâmple. De multe ori avem senzația că așa trebuie să fie și în viața de credință. Dar ajungem să înțelegem, dragii mei, că viața de credință e un maraton în care lucrurile se construiesc pas cu pas, kilometru cu kilometru, milă cu milă, bucată cu bucată. Și că e așa de important să știi și să-ți alegi modelele în viața de creștin. În anul 2007, în iunie, un etiopian a vrut să doboare recordul orei. Recordul orei este o probă atletică în care cineva aleargă o oră întreagă și încearcă să depășească limita de distanță care a fost parcursă în ora respectivă. După ce s-a chinuit ani de zile ca să se pregătească, dragii mei, în anul 2007 a doborât recordul orei. A fost mare bucurie, a primit o mulțime de bani, a fost ovaționat. Dar când s-au încheiat toate lucrurile și a urmat conferința de presă, omul acesta a fost invitat să mulțumească celor care l-au ajutat. Și ce este interesant, că nu a început prin a mulțumi nici părinților, nici antrenorului, nici oamenilor care l-au sponsorizat. Aș vrea să vă citesc, o să găsiți pe internet cuvintele lui, aș vrea să citesc ce a spus omul acesta. Etiopianul a mulțumit celor care au jucat rolul de iepuri. Acei atleți al căror scop nu este câștigarea cursei, ci să imprime în anumite momente un ritm foarte ridicat.
În probele atletice, în anumite probe atletice, există așa numiți iepuri de fugă. Și acești iepuri de fugă, dragii mei, în timp ce tu alergi pe culoarul de concurs, ei, îs câțiva, aleargă pe interiorul stadionului. Și alergarea pe interiorul stadionului se face pentru ei într-un anume ritm, într-o anume cadență. Și cel ce aleargă și n-are nicio idee dacă va reuși să doboare recordul, îl vede pe cel ce merge pe interior și știe că aceea este cadența după care și el trebuie să alerge. Și dacă aleargă prea încet, se grăbește ca să fie în rând cu el. Dacă este prea tare și este înaintea lui, încetinește ca să poată să rămână în cadența pe care iepurile de fugă o așează pentru el. S-a terminat concursul și omul acesta a înțeles că îi se datorează victoria în mare parte acelor oameni care au știut să țină cadența, care au știut să țină ritmul și el a știut să se ia după ei și astfel a biruit. Au trecut câțiva ani de zile și același etiopian, dragii mei, a vrut să mai doboare încă o dată recordul orei. Deținut de el, dar să-l mai doboare odată. Și s-a strâns din nou lumea. S-au așezat din nou pe stadion. A început din nou alergarea. Dar, dragii mei, de data aceasta, nu numai că n-a doborât recordul, dar nici măcar n-a reușit să-și atingă propriul lui record. S-a terminat, a urmat conferința de presă. Și presa spune în felul următor: etiopianul în vârstă de 36 de ani nu a fost ajutat îndeajuns nici de iepuri aduși pentru această tentativă, care au fost incapabili încă din turul 5 să mențină cadența. Cei ce trebuiau să mențină cadența și să știe cum să alerge, n-au mai fost capabili să o facă. Și el a pierdut și n-a mai biruit. Dragii mei, așa de multe ori văd în special printre tineri, oameni care vin la Hristos și apoi încep să se atașeze de tot felul de oameni și să-și ia tot felul de modele în viață. Și te uiți la ei și te oprești și vorbești cu ei și zici: ce cauți în compania unor astfel de oameni? Nu realizezi că o astfel de companie te duce nu spre câștigarea cursei, nu să ajungi la final de drum, ci te va duce să te oprești în loc, să abandonezi lupta. Vreau să te întreb în această dupămasă: care sunt iepurii de fugă? Care sunt oamenii care îți imprimă cadența alergării tale în această lume? Care sunt exemplele după care tu alergi? N-o să uit, cred că niciodată, în urmă cu câțiva ani de zile, unul dintre mari arhitecți ai Bucureștiului a fost invitat la televiziunea română la un interviu să vorbească despre provocările arhitecturale ale Bucureștiului. Era la începutul acelei dorințe de a construi foarte mult și când au luat în sus imobiliarele și toată lumea își făcea case și își cumpăra case și marele arhitect a spus un lucru foarte interesant. Zice: îs surprins să văd că vin oameni la mine și mi-așează o poză pe birou și îmi spun: vreau să-mi faci o casă exact ca și asta, dar mai mare. Și zice, mă uit la ei și zice, mă simt de-a dreptul jignit câteodată, dar stai un pic, dar zice, arată prost casa asta. Dă-mi voie să-ți fac eu, să-ți gândesc eu un design, să o fac cât de mare vrei, dar lasă-mă să-ți gândesc eu ceva. Și el zice, nu, mi s-a spus de multe ori, zice, nu. Vreau exact ca și asta, pentru că vreau să-i arăt că pot să-mi fac o casă mai mare decât el. Și dacă o fac altfel, nu se va vedea cine are casă mai mare. Dar dacă o fac identică cu asta și mai mare, atunci se vede care e mai mare. Cine sunt iepurii de fugă? Care sunt lucrurile după care alergi în această viață? Să ai casă mai mare decât... Și niciunul dintre noi nu ne gândim să avem o avere mai mare decât Bill Gates. Hai să fim serioși. Niciun dintre noi nu ne gândim să ne petrecem nu știu unde concediile, ca și nu știu care mare șeic, dragii mei. Dar fiecare dintre noi avem acei oameni în jurul nostru, după care alergăm ca să ne ținem ca și ei. Casa ca a lor, apartamentul ca a lor, mașina ca a lor, concediile ca a lor, vestimentația ca a lor. Cine sunt oamenii care îți impun cadența în această alergare? Care sunt oamenii care
te învață cum să alergi. Dacă oamenii aceștia, dragii mei, n-au nimic de a face cu Iisus Hristos, sau poate că sunt oameni în biserică, dar sunt firești, acea parte a neghinei despre care ne vorbește Domnul Iisus în Matei, bagă bine de seamă. Pentru că falimentul lor înseamnă și falimentul tău. Căderea lor înseamnă și căderea ta. Apostolul Pavel se uită la evrei și le spune, dacă vrei să ajungi la capăt de drum, dacă vrei să biruiești, să ajungi la linia de finish, uită-te, dar uită-te la acest nor mare de martori. Uită-te la acest nor mare de martori care a ajuns la linia de finish, care au biruit. Oameni care au suferit pentru credință, oameni care au știut să lupte până la capăt, oameni al lui Dumnezeu. Cine sunt exemplele în viață? Care este pentru tine norul mare de martori? Dacă vrei să ajungi la capătul de drum, alegeți-i pe cei care au ajuns la capăt de drum. Alegeți-l pe cei care aleargă ca și tine înspre premiul chemării cerești. Alegeți-i pe cei care vor și ei ca și tine acea cunună pe care Dumnezeu o oferă. Al doilea lucru, Apostolul Pavel continuă. Noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu unor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Să dăm la o parte orice piedică. De ce pot să alerg înainte, dragii mei? Pot să alerg înainte pentru că este un nor mare de martori. Pot să alerg înainte pentru că pot să dau la o parte orice piedică. Vedeți, dragii mei, Apostolul Pavel nu ne spune că nu putem să dăm la o parte piedicile. Apostolul Pavel spune să dăm la o parte orice piedică. Apostolul Pavel nu vine și ne spune, știți cum e, dragi frați și surori, noi suntem puțin fataliști. Noi n-avem ce să facem. Apar piedici și probleme pe cale și cădem și n-avem ce să facem. Sunt multe probleme și piedici și ne oprim, cădem de pe cale, nu mai știm ce să facem. Apostolul Pavel spune, dragii mei, să dăm la o parte, asemenea că putem să dăm la o parte orice piedică. Care sunt lucrurile care te împiedică să alergi înainte? Pentru unii sunt banii. Și vai, pentru câți dintre noi nu sunt banii? Nu putem să facem și să slujim pentru că ne trebuie mai mult decât ne trebuie. Nu putem să facem și să slujim pentru că trebuie să mergem prin alte țări și să câștigăm mai mult decât ne trebuie, ca să avem cu ce să ne lăudăm. Nu putem să facem și să slujim pentru că pofta vieții și lăudăroșenia vieții, pentru că pofta ochilor a ajuns să pună stăpânire pe noi. Care sunt piedicile care te opresc din a alerga, din a merge înainte? Pentru alții sunt distracțiile, pentru alții este mâncarea, pentru alții este alcoolul, pentru alții sunt scopurile personale, diplome universitare și așa mai departe. Pentru alții, dragii mei, este legalismul. Unii se întâlnesc cu Hristos, dragii mei, și încep să se lege de forme și să trăiască pentru forme, crezând că formele au vreo valoare în mântuire. E așa de important să știi că ai plecat la drum și ești în alergare și că cel mai important lucru în autodisciplină, în antrenament, în reguli, sunt regulile care nu rezolvă exteriorul, ci regulile, dragii mei, care rezolvă interiorul nostru. Un prieten de la noi din biserică, unul din echipa media, a fost în urmă cu mai multe luni de zile în Coreea de Sud. A fost să filmeze un documentar acolo pentru o televiziune. Și când s-a întors de acolo, dragii mei, și a început să ne povestească ce se întâmplă în bisericile din Coreea de Sud, am încremenit. Și a început să ne vorbească despre rugăciunea de dimineață, când mai știu exact la ce oră, la 5 sau la 6 dimineața, bisericile din Coreea de Sud sunt pline ochi de oameni care vin și se roagă, dragii mei, și cer binecuvântarea lui Dumnezeu și se roagă pentru națiunea lor, și se roagă pentru națiunea
sora lor și se roagă pentru mântuirea acestui univers, dragii mei. E complicat de multe ori să zici, mă scol dimineața să mă rog. E complicat de multe ori să zici, o să postez măcar de două ori pe săptămână. E complicat, e așa de simplu să te legi de forme, să te legi de obiceiuri, să te legi de una, să te legi de alta și să ai impresia că dacă respecti anumite tradiții și anumite reguli și anumite obiceiuri, asta te face și te validează că ești un alergător de cursă lungă. Dragul meu, vreau să spun ceva. Nu lucrurile din afară, nu obiceiurile, nu tradițiile te validează, ci ceea ce se întâmplă în interiorul tău, alergarea, căutarea după Dumnezeu, dorința după a fi a Lui. Sfințenia este podoaba casei tale, Psalmul 93:5. Mărturile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale. Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile, sfințenia e podoaba casei tale. Care mai sunt lucrurile care sunt piedici pentru tine? Pentru alții, dragii mei, o piedică așa de mare în a alerga înainte e trecutul. Interesant, trecutul ar trebui să fie înainte și pentru alții trecutul este o piedică. Pentru alții, dragii mei, trecutul este înainte și este o piedică în alergare. Am întâlnit oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și întâlnirea cu Iisus Hristos i-a dezrobit, i-a eliberat. Dar diavolul stă acolo lângă ei și le aduce aminte de ceea ce au făcut. În urmă cu 2 ani de zile s-a botezat la noi în biserică o tânără, venită studentă la Cluj, după ce a căutat răspunsuri pentru viață în toate locurile și toate formele, după ce a trăit în fel și chip, a zis, vreau să-mi caut răspunsul în filozofie și a venit la Cluj, dragii mei, să studieze filozofia. Și în loc să-și găsească răspunsurile pentru viață în filozofie, a început să adâncească și mai tare, și în depravare, și în una, și în alta. Și în loc să găsească răspunsurile pentru viață, a găsit tot mai multe întrebări și nerăspunsuri. Până într-o zi, a început să vină la biserică. Și a venit la biserică, a început să vină la serile de tineret, a început să ajungă la grupul de rugăciune și a început o bătălie în inima ei, să vină și să plece și a venit și a plecat, momente în care s-a săturat de biserică și a plecat și apoi Hristos a cercetat-o înapoi și s-a întors înapoi până într-o zi, dragii mei, când a zis, am înțeles, l-am găsit pe Iisus Hristos și Hristos mi-a eliberat viața. Ne-a bucurat așa de mult pentru ea, s-a botezat. A început să trăiască alături de ei, dar la un moment dat mi-a spus în felul următor. E așa de complicat câteodată, Adi, pentru că diavolul îmi aduce aminte de trecutul meu, de cine am fost înainte să mă botez, de ce am făcut. Și zice, e așa de greu să trec peste momentele acelea în care diavolul vine la mine și îmi spune, auzi, acum ești mare sfântă și pocăită, dar și îți aduce aminte ce ai făcut și cum ai fost și cu ce te-ai ocupat și... Dragul meu, vreau să spun ceva. În momentul când intri în alergare, când intri în acest maraton, această intrare în alergarea credinței este o intrare într-un stadion. Întotdeauna plecarea în maraton este o plecare de pe stadion. Stadionul este întreg, este plin acolo, ovaționează, cei care aleargă sunt acolo, și toată lumea îi aplaudă și merg înainte, dragii mei, și se pornește și se face turul de onoare și apoi ies afară din stadion. Așa e și alergarea creștină. Când vii la Hristos și intri în apa botezului, e plină biserica și lumea cântă și lumea se bucură și la sfârșit primești flori și zice felicitări că te-ai botezat, felicitări că ai venit în familia lui Iisus Hristos. Dar după o săptămână începi să te trezești că ești aproape singur. După ce ai făcut turul de onoare al stadionului, ieși afară din stadion și începi să alergi și ești aproape singur. Alergarea este aproape de unul singur, este aproape, dragii mei. Spun că este aproape de unul singur pentru că ai de multe ori senzația că ești singur, dar niciodată nu ești singur.
Iisus Hristos este acolo alături de noi în fiecare pas pe care îl facem. Și în alergarea credinței noastre n-am fost și nu suntem niciodată singuri decât atunci când noi cu bună știință abandonăm lucrarea, abandonăm alergarea și l-abandonăm pe Iisus Hristos. Și în maraton, dragii mei, din când în când mai apar spectatori pe margine, oameni care stau și îți mai întind una și îți mai întind alta. Când alergi înspre linia de finish a credinței, ai frați și surori în stânga și în dreapta, dar poate nu așa de mulți cât se dori, poate nu așa de... Și în astfel de momente vine diavolul și aduce aminte cine ai fost înainte și spune piedici pe cale ca să te doboare, ca să cazi jos. Adu-ți aminte, dragul meu, că nu ești singur, că n-ai fost niciodată singur, că trecutul tău a fost rezolvat de Iisus Hristos și că indiferent câți oameni sunt alături de tine, mulți sau puțini, Hristos nu te-a părăsit niciodată și El este alături de tine. Adu-i aminte diavolului, spunea cineva așa de frumos, când el îți aduce aminte de trecutul lui, adu-i aminte diavolului de viitorul lui. Când cineva îți aduce aminte, când diavolul îți aduce aminte de trecutul tău, adu-i aminte diavolului de viitorul lui. Adu-i aminte că cel ce a biruit este Iisus Hristos. Și adu-i aminte că cei ce se leagă de Iisus Hristos vor fi biruitori în vecii vecilor. Al treilea lucru. Apostolul Pavel vine și ne spune, dacă vrei să biruiești, uită-te la norul mare de martori, apoi dă la o parte orice piedică și aleargă înainte. Și al treilea lucru, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Te uiți la oamenii care au ajuns la linia de finish, dai la o parte orice piedică și apoi, dragul meu, încep să te uiți țintă la căpetenia care este Iisus Hristos. El, ne spune Apostolul Pavel, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Foarte interesant această expresie pe care o folosește Apostolul Pavel. A disprețuit rușinea. Nu a ignorat rușinea. Nu a evitat rușinea, ci Iisus Hristos a disprețuit rușinea. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, ce înseamnă să disprețuiești un lucru. Cred că fiecare dintre noi am avut în viață momente în care am disprețuit ceva sau, Domnul Iisus să ne ierte, pe cineva. Și dacă am disprețuit ceva, știm ce am simțit în momentul când am disprețuit un lucru. Nici n-am vrut să... Și ne spune că Domnul Iisus Hristos a disprețuit rușinea. Rușinea. Mă uit la noi și mă gândesc de câte ori nu este rușine. De ce suntem și cum suntem și care ne este numele și ceea ce facem. Mă uit, dragii mei, de câte ori ne este rușine la servici sau la școală, când ajungem să mâncăm cu colegii noștri. Și de câte ori atunci când luăm mâncarea și colegii lângă noi, ni-e rușine să plecăm capul, să închidem ochii și să spunem o rugăciune în gândul nostru. Ni-e rușine să zică, dar ce faci acolo? Dar și pentru mâncare te rogi? De câte ori ni-e rușine să stăm la un restaurant cu cineva și să ducem mâncarea și să plecăm capul și să rostim în gândul nostru rugăciune peste mâncarea din fața noastră. De câte ori? De câte ori, dragii mei, este rușine și groază să deschidem gura atunci când se vorbește de rău numele lui Iisus Hristos între cei în mijlocul căruia Dumnezeu ne-a așezat? De câte ori ne este rușine? Și Apostolul Pavel se uită și spune, Domnul nostru Iisus Hristos, nu numai că a suferit crucea, a suferit acea moarte teribilă, dar a disprețuit rușinea. Și dacă Iisus Hristos a disprețuit rușinea crucii și rușinea acelei morți teribile, dragii mei, și dacă Iisus Hristos a disprețuit acea rușine de a lăsa gloria și slava și să vină și să trăiască printre noroaiele și mizeria acestui pământ, cu cât mai mult nouă n-ar trebui să ne fie rușine de Mântuitorul nostru drag,
de Iisus Hristos. Pentru mulți care trăiesc în această lume, au început persecuțiile. Am fost și am avut și la noi în țară persecuții. Avem un fel de persecuție și astăzi. Sunt mai multe grade de persecuție și cineva le cataloga în felul următor. Gradele de persecuție pentru Iisus Hristos. Primul este dezaprobarea, apoi ridiculizarea, apoi presiunea de a fi la fel cu ceilalți, apoi pierderea locului de muncă, apoi pierderea proprietății, apoi hărțuire, apoi abuz fizic, apoi închisoare, apoi tortură, apoi execuție sau crimă. Noi, dragii mei, suntem undeva la începutul listei. Povestea cineva zilele acestea că au fost să cânte undeva în Dobrogea și în timp ce cântau acolo, într-un loc public, s-au strâns câțiva oameni ca să-i asculte și la un moment dat cineva a ridicat o piatră și a vrut să o arunce înspre ei. Dar în momentul când a vrut să arunce piatra înspre ei, ca și când cineva ar fi oprit, ca și când o mână s-ar fi întins și ar fi ținut mâna respectivă, și tânărul acela s-a stat câteva secunde, după care a lăsat mâna jos și a lăsat ca lucrurile să continue mai departe. În alte locuri, dragii mei, nu s-au mai oprit, ci au continuat lucrurile. În alte locuri, în alte părți ale acestei lumi, dragii mei, oameni mor pentru Iisus Hristos. Săptămânile trecute am aflat despre acea biserică în care a fost înconjurată în Nigeria, s-a turnat benzină peste ea și s-a dat foc și toți care erau acolo la închinare au ars de vii. Și stăm și ne uităm și zicem, Doamne, ai suferit crucea și ai disprețuit rușinea pentru noi și nu faci altceva decât să ne chemi și să ne uităm țintă la Tine, care ești căpetenia noastră, care ai suferit și ai murit pentru fiecare dintre noi în parte. Și nu face altceva decât să ne chemi și să fim ca și Tine. Să fim ca și Tine. E greu să fii ca și Iisus Hristos. Pentru că fiecare dintre noi disprețuim nu rușinea, ci disprețuim acele momente în care trebuie să plecăm capul și să ne fie rușine. Dar vreau să spun ceva. Nu știu care ți este viața. Nu știu care sunt frământările tale. Nu știu care sunt bătăliile pe care le dai. Dar vreau să spun că cel ce rămâne alături de Iisus Hristos și nu e rușine de El, cel ce merge până la capăt, se va întâlni cu biruința însăși, se va întâlni cu adevărul însăși, se va întâlni cu Iisus Hristos, se va întâlni cu premiul chemării cerești. În 1968, pe stadionul olimpic din Mexico City, se încheia proba de maraton. Și la încheierea probei de maraton, dragii mei, cei care au alergat mulți kilometri se apropie de final și intră în stadion. Și unul dintre ultimii care a intrat în acele momente, în acele ceasuri de final, era Mambo Valdi din Etiopia. Numai că omul acesta în maraton nu alerga, nu fugea, șchiopăta. Și când a intrat pe porțile stadionului și lumea a văzut că în loc să alerge, îl șchioapătă și mai face câte un pas, s-a ridicat în picioare și a început să-l aplaude. Și a șchiopătat, dragii mei, acea tură pe care trebuie să o faci în fața întregului stadion la final și șchiopătând a trecut de linia de finish. A terminat maratonul. Și la final a fost întrebat, ce s-a întâmplat? Undeva la începutul cursei a alunecat și a căzut și s-a lovit așa de tare, încât a început să-i curgă sânge și au venit medicii și l-au pansat și l-au legat și au spus că poate să plece acasă. Și l-a zis, nu mă duc niciodată acasă fără să ajung la linia de finish, eu plec înainte. Și s-a luat și șchiopătând a parcurs întreg turul care trebuia să-l facă până la capătul drumului. Și cineva, dragii mei, care era acolo, l-a întrebat, dar de ce totuși n-ai abandonat? De ce n-ai plecat acasă? Aveai toate motivele medicale în această lume ca să faci asta. Și ascultați declarația lui. Țara mea,
Nu m-a trimis 10.000 de kilometri ca să încep această cursă. Țara mea m-a trimis ca să ajung la capăt de drum. Iisus Hristos nu te-a lăsat în această lume ca să începi această cursă. Iisus Hristos te-a lăsat în această lume și te-a ales ca să fii a Lui, ca să ajungi la capăt de drum, ca să mergi până la linia de finish, ca să știi ce modele să-ți alegi, ca să poți să dai la o parte orice piedică, ca să te uiți la Iisus Hristos ca și căpetenie a desăvârșirii și să alergi înspre linia de finish. Dar acolo, dragul meu, în acele momente ale liniei de finish, știi ce se întâmplă? Dacă totul începe de pe stadion, cu stadionul ovaționând, și apoi intri în cursa lungă, întotdeauna maratonul, dragii mei, se încheie pe stadion din nou. Și acel loc al încheierii alergării noastre, dragii mei, se va face pe stadionul ceresc. În momentul în care vom intra pe porți în cetate, când stadionul ceresc va fi în picioare, când Hristos ne va întâmpina, când vom intra pe porți în cetate. Acela este momentul întâlnirii cu Iisus Hristos. Acela este momentul unei întâlniri într-un mod pe care nici măcar nu ni l-am visat vreodată, într-un mod pe care nici măcar nu ni-l închipuim vreodată. Este felul în care Hristos îi așteaptă pe cei ce au ajuns acasă. Este felul special în care Hristos ne așteaptă să trecem linia de finish. Dragul meu, nu știu unde ești în această alergare. Nu știu dacă nu cumva ai fost rănit și te-ai oprit. Nu știu dacă nu cumva ai început să șchiopătezi pe acest drum. Nu știu care ți este viața. Dar eu să te chem să te ridici și să începi să alergi din nou. Pentru că viața de credință este o alergare într-un maraton în care alergi alături de Iisus Hristos, avându-L pe El ca și țintă, ca și căpetenia desăvârșirii. Și alergarea, dragii mei, se va încheia nu pe acest pământ, ci se va încheia sus, pe stadionul ceresc. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu, care ne-a chemat la o astfel de alergare, ne-a dat puterea să alergăm și ne așteaptă la capăt de drum. Amin.
E cântare de suflet. Poți pregna și multe lucruri de aici. Dar dacă nu pleci de Iisus, tot e temporar. De aceea aș vrea să avem rugăciunea în inimile noastre fiecare dintre noi. Și dacă Iisus nu e acolo, Domnul și Stăpânul, și spui timpul, Doamne, vreau să fii Domnul și Stăpânul meu și nu-mi dimineața. Și marți printre vesale și miercuri, că vreau pe tine cel mai. Haideți să ne rugăm fiecare dintre noi. Doamne, Tată, mulțumim pentru felul frumos cum te-ai apropiat de noi prin cuvânt și ne-ai încurajat încă o dată pe calea alergării noastre. Doamne, te rog, încurajează pe cei care au căzut. Dă-le putere să se ridice și ajută-ne pe noi să avem ochii deschiși, să întindem o mână pentru cei care au obosit pe cale. Te rog, dă-ne putere ca în fiecare zi să alergăm în alergarea care ne stă înainte, uitându-ne la Tine. Și îți mulțumim încă o dată că ne-ai amintit că Tu ești Cel de care avem nevoie. Cel care ne dă biruința și ne primește în viitor în cerul Tău. Iar pentru cei care încă nu Te au pe Tine ca Domn și Mântuitor, lasă ca seara asta să fie seara decisivă când să-și deschide inimile să Te primească. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin. Vă rog să luați loc. Mulțumim tinerilor de la Cluj care ne-au vizitat și ne-au adus bucurie prin cântare. Mulțumim fratelui Adi pentru mesaj. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Tinerii, după cum ați auzit, au o lucrare misionară în Cluj și nu numai. Ei merg cu Evanghelia în afara bisericilor și pentru ca să fim alături de ei, putem să o facem prin cumpărarea CD-urilor și DVD-urilor. Nu sunt pentru să se îmbogățească, nu sunt pentru a-și face un nume, ci sunt pentru a se susține lucrarea de misiune pe care o fac. De aceea, la final, cei care doriți să intrați în posesia acestor cântări și altora, vă rog să cumpărați acest CD-ul, DVD-ul și, de asemenea, puteți să procurați și un DVD-ul în care fratele Adi, care a cântat acel solo, îl laudă pe Dumnezeu prin compozițiile date de la Dumnezeu. Vă mulțumim cu toate și vă așteptăm din nou la CD-ul, dar nu înainte să dea încheia cu o cântare.
Yeah!
Problema acum